Israelul a confirmat eliberarea încă a doi ostatici, sunt două femei, așa cum a spus în urmă cu câteva minute, această informație este furnizată de Rai News. Așadar, în acest moment există uh, eliberarea, există această informație, eliberarea a doi uh, prizonieri, a doi ce a fost realizată, două femei în vârstă. Însă, în acest moment, colegii mei monitorizează toată presa israeliană pe canalele televiziune, pe canal 12 și 13 în Israel se citează surse politice anonime, afirmând, guvernamentale însă, afirmând că există o mișcare în direcția eliberării acestor doi ostatici, dar nu a unui acord mai amplu. Anterior, rapoartele au indicat că 50 de persoane cu dublă cetățenie ar putea să fie pregătite pentru eliberare, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Iar Jerusalem Post, doamnelor și domnilor, iată, acestea sunt informațiile care vin de pe televiziunile israeliene în direct. Uh, Jerusalem Post spune, se crede că prizonierii liberați ar fi două femei israeliene care au ajuns la punctul de trecere ra Rafah, în jurul orei 21 și 45 de minute și ar urma să fie întâmpinate de oficial de securitate înainte de a fi reuniute, reunite cu familiile lor. Am decis să le eliberăm din motive umanitare și de sănătate precară. În ciuda acestui fapt, inamicul a refuzat să le primească Bun, tâmpenii. Modul în care Hamasul încearcă să prezinte aceste informații, așa cum ne imaginăm, este mincinos. Postul de televiziune egiptean. Al-Kahira Al-Arabia Spune că doi osatici izraelieni au trecut Deja au fost eliberați La trecerea Rafah Postul susține că liberarea este rezultatul eforturilor egiptene intense, deși Egiptul ar fi implicat în aceste negocieri. Hamas spune că liberarea a fost din motive umanitare. Uh, Times of Israel am citat în momentul de față. Deci acestea sunt informații pe care le avem în timp real, canal 12 și 13, pe care le aveți pe ecran, uh, dau aceste informații, urmărim ce spun aceștia și urmărim ce spune și.